de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, care în entuziasmul celor 100.000 de participanți a proclamat unirea Transilvaniei cu România, act istoric ce a consfințit formarea statului național unitar român. De 97 ani încoace, această istorică realizare, la baza căreia au stat lupta și fapta, credința și speranța, sacrificiul și devotamentul înaintașilor noștri, oameni simpli, conducători politici, cărturari, a căpătat valoarea unui tezaur pe care națiunea română l-a transmis din generație în generație. Desăvârșirea formării statului național român a fost salutată și de botoșeneni, a căror contribuție umană și materială la realizarea acestui act istoric a fost deosebită. Ne face plăcere să readucem în amintire cele scrise într-unul din ziarele care apăreau la Botoșani în decembrie 1918. După Basarabia a venit Bucovina și după aceasta Transilvania. Toate trei surorile s-au strâns la sânul mamei și ea le ocrotește cu drag, iar noi, cei care am trăit acest moment, noi suntem generația cea mai fericită a neamului românesc.